Brutul, de astăzi avem un expresor de cafea de la DeLonghi pentru Nespresso, care are nevoie de decalcifiere. Dacă încercăm să-i punem o capsulă, apăsăm pe Espresso. Încearcă să pornească, însă nu reușește și se aprinde LED-ul de descaling. Dacă decalcifierea nu s-a făcut la timp, atunci aparatul a format depuneri și acestea trebuie curățate mecanic. Cele mai frecvente depuneri se găsesc în apropierea rezistenței de încălzire. În cazul de față, am încercat să facem decalcifierea și n-a funcționat, așa că trebuie să trecem mai departe. Și o să desfacem rezervorul de apă, o să-l dăm la o parte, o să scoatem dozatorul de lapte și trebuie să desfacem carcasele ca să ajungem la partea care se înfundă cel mai frecvent. Cu un torx T20 desfacem șuruburile. Și acum trebuie să culisăm această parte către în față. Vom scoate și cealaltă laterală. O să opună ceva rezistență, însă aceasta culisează către în față. Și aici este piesa la care vrem noi să ajungem, însă pentru a ajunge aici trebuie să desfacem și partea din față. Și acum că am îndepărtat carcasele, putem să vedem circuitele de apă, să le inspectăm dacă sunt blocate, începând din spate de la alimentare, ducându-se la senzor, apoi la pompă și așa mai departe. Dar aici este încălzitorul și aici se produce cel mai mult calcar. Avem această piesă albă și avem două siguranțe. O siguranță este undeva acolo în spate. Și o să scoatem furtunul să vedem ce găsim. După ce am curățat aceste două piese, le punem înapoi
și putem să facem acum, să încercăm să facem decalcifiere. Un alt loc în care se pot forma depuneri este aici. Trebuie să curățăm și aici, în cazul în care totuși decalcifierea nu o să funcționeze. După ce am înlăturat blocajul și am pus totul înapoi, putem să îi facem decalcifierea. Luăm de aici acest instrument, să-i spunem așa. Observăm diferența între cele două. Acesta are un singur pin, acesta are doi pini, iar undeva acolo înăuntru avem două butonașe. Așa știe aparatul că trebuie să intre în modul de decalcifiere. Producătorul pune la dispoziție kituri sau soluții de decalcifiere, cum ar fi aceasta, însă acum vom folosi de la alt producător. Această soluție este concentrată și se pune 1:3, adică punem această soluție și încă 1,5 litri de apă într-o sticlă de 2 litri. Apoi, soluția obținută o turnăm în rezervor. Pregătim un vas, punem în priză, apăsăm butonul să se aprindă și acum conectăm imediat piesa care ne ajută în decalcifiere și observăm că butonul a început să se aprindă intermitent și acum apăsăm pe acesta. Iar acum poate să dureze până la 20 de minute, timp în care va scoate soluție atât pe aici, pe unde face cafeaua, cât și prin locul prin care face spumă. Trebuiesc respectate instrucțiunile pentru decalcifiere și instalația trebuie clătită de mai multe ori, eventual să umplem cu apă de 2-3 ori rezervorul. Iar după ce decalcifierea s-a terminat, putem să facem o cafea. Punem o capsulă, pornim aparatul